Altfel vezi lucrurile și eventualele soluții după 7-8 ore de somn. Un studiu recent al oamenilor de știință arată faptul că amânarea alarmei care ne trezește dimineața este benefică pentru sănătate. Un studiu recent publicat în Jurnalul de Cercetare a Somnului, care a inclus peste 1700 de adulți din întreaga lume, a scos la iveală că 69% dintre participanți apasă butonul snooze sau setează mai multe alarme, cel puțin uneori. Astfel, nu este surprinzător că aproape toate ceasurile și aplicațiile pentru alarmă includ această opțiune de amânare. Cercetătorii au mai descoperit în cadrul unui experiment cu 31 de persoane care aveau obiceiul să amâne alarma dimineața că apăsarea butonului de snooze a îmbunătățit performanțele unora dintre acești indivizi la testele cognitive. În plus, nu a părut să le afecteze starea de spirit, nivelul de energie sau al celui de cortizol. În esență, apăsarea butonului de snooze dimineața poate fi benefică pentru unii oameni, în special pentru cei care se confruntă cu dificultăți în a se trezi sau se simt somnoroși în primele momente ale zilei. Ritmul circadian, cu o durată aproximativă de 24 de ore, controlează momentele zilei în care simțim nevoia de somn sau ne simțim mai alerți sau activi. Când vine vorba de obiceiuri de somn, putem în general să identificăm trei mari tipologii sau cronotipuri: ciocârliile sau matinalii, acei oameni care se trezesc natural în zorii zilei. Guvnițele sau păsările de noapte sunt aceia care au tendința de a se culca târziu după miezul nopții și se simt energii seara, trezindu-se natural când soarele este deja sus pe cer. Intermediarii reprezintă persoanele care se plasează într-un punct intermediar între aceste două extreme. Așadar, unii oameni apasă butonul snooze pentru a atenua senzația de trezire bruscă sau pentru câteva minute în plus de somn, dar se știu încă puține lucruri despre impactul asupra sănătății al acestui obicei, relatează hotnews.ro.